Ce relație există între Niculina Stoican și Constantin Enceanu? Detalii surprinzătoare despre scandalul în care au fost implicați cei doi. Sunt extrem de apreciați de public, dar puțini sunt cei care știu ce relație există între Niculina Stoican și Constantin Enceanu. Îndrăgiți interpreți de muzică populară, au o carieră artistică impresionantă și se bucură de admirația iubitorilor de folclor. Neultima vreme, Niculina Stoican și Constantin Enceanu au provocat controverse în lumea mondenă, iar declarațiile acestora au atras atenția tuturor. Iată câteva detalii surprinzătoare despre scandalul în care au fost implicați cei doi. Niculina Stoican și Constantin Enceanu au o relație aparte. Cei doi artiști îndrăgiți pentru vocea inconfundabilă s-au remarcat pe scena muzicală românească, iar piesele lor continuă să fie apreciate de un public numeros. Niculina Stoican și Constantin Enceanu sunt colegi de breaslă de mulți ani, iar relația lor este una deosebită. Pe aceștia îi leagă o prietenie de ani buni, iar dincolo de colaborările profesionale, s-au susținut și încurajat reciproc și în viața privată. De asemenea, s-au afișat împreună pe scenă, spre încântarea spectatorilor. Dincolo de energia lor pozitivă, Niculina Stoican și Constantin Enceanu au un trecut tumultuos și o viață privată surprinzătoare. Energicul Constantin Enceanu a avut parte de mai multe situații dificile pe plan personal, fiind la un pas de divorț. La rândul ei, îndrăgita Niculina Stoican are o biografie inedită, aceasta confruntându-se cu probleme în căsnicie. Puțini sunt cei care știu cu ce s-a ocupat cântăreața de muzică populară înainte să ajungă celebră. În ultima perioadă, cei doi artiști au fost implicați într-un imens scandal după moartea colegului lor de preaslă, Petrică Muțu Stoian.